Bună ziua și bine v-am regăsit pe 92 FM la Lentila de Contact. După cum vă spuneam astăzi, invitatul nostru este la Radio Ring, Laurențiu Oprea, colegul nostru de breaslă, cel care de câțiva ani buni încoace, în fiecare an ne-a obișnuit să editeze câte o carte. A ajuns la cartea cu numărul 22. Laurențiu, bine ai revenit la Radio Ring. Bine v-am găsit. Da, din fericire sunt la cartea numărul 22. Dar de ce spui din fericire? Pentru că urmează să mi-aș dori să ajung la cartea numărul 100, că îmi place un număr rotund, așa, dar 22 s-a întâmplat să fie pentru că, mă rog, volumul 1 și 2 la punct de vedere, volumul 1 și 2, ăsta e volumul al doilea de la conturul medieșene, le-am pus conturul finale și firesc ar fi la cartea 20, pentru că mâine, poimine, o să împlinesc 19 ani de când sunt cu ziarul Informația Săptămânii și mi-am propus ca în fiecare an să scot o carte. Și până în prezent văd că am reușit. Mi-a fost foarte greu. Asta cred că a fost una din cărțile cele mai grele de scos, datorită și crizei economice. Și vă dați seama că am terminat-o la 1 ianuarie, anul ăsta, și numai acum am scos-o. Dar importantă este mai mult partea documentară a ei, pentru că ea cuprinde un an din viața mediașului văzută prin ochii mei, normal. Dar eu mă consider un om normal, mă consider la fel ca ceilalți și sunt anumite lucruri care, mă rog, o anumită lume care mi-aparține, anumite cunoștințe, anumiți prieteni, dar în rest, locurile, atmosfera e aceeași. Am primit cartea acum două zile, când am decis împreună să facem emisiunea. Am citit-o, de fapt, cred că o parte din jurnalul statal apare și săptămânal, nu? Nu, a apărut. A apărut că eu am ideea să fie corectată de vreo două ori, trei ori, ca să nu am probleme la corectură. Oricum apar niște greșeli pe parcurs, fără voie mea. Da. Și apărând în ziar, anul trecut a apărut în ziar, după aceea mi-am scos o carte, la fel cum fac cu inspirări și expirări la ora actuală. Sunt mici idei, întâmplări locale, pe care o să o scot într-o carte, inspirări și expirări, cu toate că mai am vreo trei cărți de sertar, să zic așa, la sertar. Și am început acum turnirul. Deci, pe ușor, aș avea vreo 25 de cărți în total. 22 am scos și două DVD-uri și urmează rând pe rând, sau mă rog, când o să dea banii peste mine, sau mă rog, eu peste ei. La pagina 111 e un text scris de tine în 25 noiembrie 2013, scrie următoarele, citez: și în media aș cunosc oameni drepți, curați, adevărate repere de lumină, oricând gata să te ajute și să-ți aprecieze munca. Paranteză, asta în situația când produci ceva, când nu e ce să aprecieze, semnul întrebării. Am încheiat paranteza. Te sprijină, te încurajează și sunt senini, dar sunt și lepre mizerabile ce întunecă locul în jurul lor, distrugând tot ce le stă în apropiere sau pe ce pun mână. Tu scrii în aceste volume sau în viitoare tale cărți ceea ce simți despre media și despre oamenii care te înconjoară? Cred că oamenii respectivi sunt peste tot, la fel. Ca și clopotul lui Gauss. Sunt o parte buni, să zic așa, în jur de vreo 20 pe care-i cunosc, o parte răi, tot în jur de vreo 20. Iar marea parte sunt un amestec între bine și rău. Iar un om cu adevărat bun, care m-a sprijinit și care a fost alături de mine, și așa, a fost domnul director Vescan de la Armax. Nu știu ce l-a determinat, dar am observat că am avut un sprijin necondiționat din partea lui, mai ales în scoaterea unor cărți, mai ales în, pe anumite teme religioase cu care am avut probleme, și mi s-a părut deosebit domnul director Totan de la sucursală, iar mi se pare un om deosebit domnul Dincă, care a venit de la Târgu Mureș, de la Circus, iar m-a sprijinit cum a putut. Și foarte mult știu eu, poate chiar medieșeni, și n-am înțeles de ce, m-au dat la o parte, m-au șters. Poate nici n-au vrut sau nu le place ceea ce scriu sau nu le place ceea ce fac. Și atunci mi-am dat seama, din punctul meu de vedere, că
eu îi împart pe oameni în buni și răi, adică buni care m-au ajutat să fac ceva, nu că pur și simplu te ajută, numai să le fii credincios sau numai te duci la vot. M-au ajutat efectiv, dar am reușit să scot cărți și am reușit să mențin un ziar la ora actuală, să zicem de 19 ani, ceea ce din anumite puncte de vedere e mare lucru, pentru că a mai fost un ziar din 1935-44, un ziar nazist și așa, erau alte condiții și alte vremuri, și alte vremuri, și a fost sprijinit, iar eu din 95, din 1 octombrie 95, am reușit până acum să mențin acest ziar, sincer, fără să fiu înregimentat la vreun partid politic și mai mult pe simpatia și antipatia unora, iar ce este important, că alături de mine au fost cam 27 de publicații, ca să le număr. Unele au venit, altele au căzut, altele urmează să vină și satisfacția mea personală e că totdeauna parcă am fost în opoziție, nu știu, uiți ceva din natura mea și cu toate astea am reușit să supraviețuiesc. Când toată lumea zicea da, ziceam nu, și așa e și ziarul la ora actuală. O să vedeți că nu sunt o relație bună cu cei care mint, cu cei care ne bagă artificialul pe gât și caut să prezint realitatea așa cum este și în funcție și de puterile mele, că nu am acces la anumite lucruri, mă rog, dincolo de anumite uși, nu pot să trec. Dar în această perioadă de când ai început la Conturul Mediașenii Jurnal, cartea care ai lăsat-o când? Acum un an de zile? Jurnalul primul, da. Sau când au început, eu știu, anumite cunoștințe, persoane, prieteni, dușmani de-ai tăi, că să observe că tu scrii săptămânal cam ce ți se întâmplă în viață, ai avut cazuri în care te-au ocolit după ce ai scris despre ei? Că și despre mine ai scris de câteva ori. Da, că te-am văzut cu câinii, cum trăgeau câinii de tine. Când mergeai cu câinii la plimbare, nu, erau bucuroși. Și acum, la un moment dat, am citind carte, am văzut că, bun, la un spectacol sau ceva, că ai scris despre mine. La da, Cristian Gog, așa. Da, că a trebuit să mă duc pe rândul al ți-a treilea frică, sau al patrulea. Da, că mă gândeam, dacă mă te cheamă pe scenă și știu eu ce se întâmplă. Și mi-am zis totdeauna că față de mentaliști, față de iluzioniști, față de prestidigitatori, să fii ca față de foc. Nici prea departe, dar nici prea aproape. Că dacă ești prea aproape, te arzi, dacă ești prea departe, pierzi esența, pierzi, cum să zice, sufletul spectacolului. Și mi-a plăcut faptul că te implici în anumite lucruri, cauți să miști lucrurile, să fie și altceva. E adevărat că Mediașul nu răspunde întotdeauna la treaba asta, dar asta e o altă problemă. Nu, e orașul nostru. Important e că se încearcă și se face ceva. Revenind la întrebare, ai avut cazuri în care ai fost ocolit? Da. Ca am fost, să nu mai schimb la ziua. Am fost ocolit, n-au mai vrut să stea de vorbă cu tine sau cum? Nu, astea mai puțin, dar am primit niște mesaje ciudate pe e-mail-uri, cu toate că nu m-am gândit niciodată în felul acesta la anumite lucruri. O parte m-au oprit și mi-au zis să-mi văd de treaba mea, să nu mă iau de cine nu trebuie, dacă lucrurile merg bine, dar eu mi-am zis că poate asta e treaba mea ca ziarist, să scriu ceea ce simt, ceea ce trăiesc, ceea ce văd. Nu-i nevoie ca cineva să-mi spună ce trebuie să fac la vârsta asta. Exact cum sunt breaking news, da. E știrile de-a gata, prefabricate și le pui în ziar sau le anunți. Asta e știre, nu zic că nu e știre, dar nu e adevărată, nu e normală, nu e reală, nu e firească. Deci cam asta am fost cu oamenii. Pentru că ziceai la un moment dat de împlinirea 19 ani de când zi de zi sau săptămânal te ocup de informația săptămânii. Bun. E o perioadă în care s-au schimbat foarte mult mass media. Bun. Am ajuns la bloguri, la Twitter, la Facebook, la versiuni online a ziarelor. Eu am făcut și acel studiu
pe care l-ai putut citi în cartea Mediașul Radiofonic 1950-2013 cu ziarele medicine de la print la online și am scris la un moment dat că ești un pic cam reticent la ce înseamnă eu știu, internet și o chestie. Da. Un lucru pe care l-am descoperit la pagina 200 este o chestie pe care o scris tu aici și citesc din nou și simt pe propria piele că viitorul nu este al cărților. Internetul ne-a sărăcit prin informațiile lui, parcă ai fi pe front. În fiecare zi explozie după explozie de ceva nou. Până la urmă nu mă recunosc pentru că în jur totul se schimbă. Nu te mai recunoști în viața de zi cu zi. Ai dreptate și ideea asta mi-a dat-o un finuț de 5 ani. El e plecat acum la Piatra Neamț. I-am cumpărat o tabletă. O singură dată s-a uitat pe ea și mergea de n-avea treabă. Și m-am întrebat, măi băiete, tu de unde ai informațiile astea? De unde ai cunoștințele astea? Păi așa trebuie, nașule. Cum așa? Uite așa. Și atunci mi-am dat seama că ăștia sunt altfel decât sunt eu. Eu pe undeva sunt așa un pic cimentat, crispat. Ce înseamnă? Sunt mai mult conservator, tradiționalist. Partea bună este, dar partea rea e că sunt cimentat în gândirea mea și aia mă scoate nimeni din ea. Merg așa încet și sigur. Vreau să simt, să pipăi, să gust totul. Sunt mai multe elemente cu care am contact, nu numai unul. Și internetul, deja am Facebook, mi-am făcut Facebook acum, urmează zilele viitoare să-mi fac un site și sunt conștient de puterea site-ului, de puterea Facebook-ului. Am început pe Facebook, nici n-am apărut de o săptămână și deja am vreo 5.000 de accesări. Deci e altceva. E altceva. Eu am rămas uimit cu cel care mi-a făcut Facebook-ul și cu care am vorbit și am spus, măi, nu-mi vine să cred, mă, Mircea, mă, cum Dumnezeu zice? Da, uite-te, așa este, că Mircea este Mircea Dăian, cu el mai lucrez, cel care a fost la Lupii Negri. Da, da. E un om foarte, e un om activ, foarte inteligent, practic, știe exact pe ce direcții să meargă și am lucrat și acum îl iau pe Milu Olteanu, mai am pus și pe Cornel și pe Voichița și cu mine mai intrăm și începem să îmbunătățim și trebuie să mă bag în sfera internetului, adică trebuie un site al publicației ca exact, să meargă un lucrurile. Site și anumite publicații din urmă, anumite cărți, trebuie cumva să am contactul cu lumea, că eu eram, cum să zic, ca japonezii când a venit bomba atomică americană, cu sulița de bambus îi întâmpinam pe ăștia. Hai să vedem ce. Iar în ceea ce privește exploziile, acum și la o anumită vârstă, știi? Și eu am ideea asta că parcă aș fi pe front, că lângă mine, explozie după explozie, mă rog, cu internetul și cu altele, dar lângă mine, ba, moare o cunoștință, ba, moare un prieten la vârsta asta și din cauza asta am ideea de front, de război. Cam asta e. Și atunci mi-e mai simplu să las ceva în urmă, că, sincer, nu pot să duc nici case cu mine, nu pot să duc nici mașină cu mine, dar cărțile astea poate vor rămâne în timp. Timpul își va spune imparțial părerea despre ele, sunt bun sau nu. Că vineri am o lansare de carte la Târgu Mureș și așa, urmează să am la Bistrița, urmează după aceea să am lansare de carte la Uniunea Scriitorilor din Cluj, unde o să am și un interviu pe Luc TV. De ce vă spun toate astea? E foarte bine că știe lumea unde să te găsească, vă să vadă. Spun, am avut pe evenimente, vezi, zilele trecute, luni după masa și luni seara. De ce? Pentru că mi-am zis că lumea e bine să mă cunoască, că până acum eu tot am scos 22 de cărți, dar prea multă lume nu m-a știut. Și vina cui? Nu-i vina ta? Da, e vina mea. Eu recunosc, v-am mai spus. S-am așteptat bomba atomică cu sulița de bambus în mână. O dau jos. Dar nu e așa. Adică trebuie cumva să mă reconfigurez sau rebranduiesc sau știu eu cum îți termin ăștia de calculator. Resetez. Trebuie să mă resetez, să intru în partea bună, ca să zic așa, a reclamei, a anunțului, pentru că până la urmă dacă stau bine să mă gândesc, e munca mea, sunt 22 de cărți pe care nu mi le-a făcut nimeni, eu le-am făcut, e ceea ce am făcut, e ceea ce ce am. Ce s-a schimbat la tine de la Frații Nigemeni și până la volumul ăsta?
din punct de vedere, eu știu, al scriitorii, pentru că ai trecut prin foarte multe poezii, romane, nu, legende, acum jurnal, genuri diferite. Să nu mai punem și discurile care le-ai făcut despre media și cu fotografii. Deci o activitate și bun, foarte bună. Și am avut prima expoziție fotografică digitală din media și eu am avut-o prima dată la Casa Schuller. După mine au venit alții, dar măcar am satisfacția asta undeva în interiorul meu că eu am avut prima expoziție fotografică digitală. Ce s-a schimbat? Cum? Cum îți vezi tu, dacă te întorci acum? Mircea, dacă te-aș întreba pe tine, cum îți vezi tu copilul tău de la o lună și cum îl vezi acum, știi? Aceste transformări, exact ca și transformările pe care le are un copil. Odată, în paralel, le are și părintele. Pentru că grijile erau mai mici atunci, dar erau totuși griji, acum grijile sunt mai mari. E o altfel de atenție, e o altfel de experiență pe care am dobândit-o în viață, e un altfel de contact, e o altfel de percepție, e o altfel de atenție concentrată la anumite puncte, știu eu câteodată la altele, e o atenție distributivă, dar problema e că e o altfel de esență, o altfel de prioritate. Îmi dau seama cam ce simte toată lumea, ce simt numai eu și pe partea asta normală, pe partea asta firească, nu artificială, nu de neon, nu de plastic. Deci pe undeva poți să scrii să te înțeleagă toți, nu să te înțeleagă numai un anumit grup. Și în cartea respectivă, pe care o vreau pe undeva și carte documentară, în afară de sentimentele mele, care sunt sentimentele poate a mii de oameni, nu sunt numai ale mele, mai e și anumite relatări firești, anumite relatări de zi cu zi pe care hai să o luăm așa, li se poate întâmpla tuturor. Cum mici excepții, că sunt, acum 10 ani am observat o neconcordanță între felul meu de a gândi și realitate, că era pe principiu păcii, pe principiu înțelegerei, pe principiu mâinii întinse, pe principiu armoniei, pe principiu toți să fim împreună, diferențele dintre oameni pot apărea datorită lipsei de comunicare. Dar acum în 10 ani am avut o revelație. Te-ai resetat atunci? Da, am avut o revelație că sunt unii cu care n-ai cum, orice face, oricum mai face, n-ai cum, îs crescuți așa, îs născuți așa, au gena aia lor atrofiată, bătută, smucită, să-ți facă rău, să te înghesuie. Și atunci am zis, în anumite medii și cu anumiți oameni și așa, eu nu am contacte. Adică prefer să n-am contact cu ei. Sau dacă am cumva întâmplător și îmi dau seama că e în regulă cu ei, nu vis-a-vis de mine, vis-a-vis de alții și așa, eu mă retrag. Deci nu-mi plac mediile politice, nu-mi plac mediile îmbâxite, greoaie, în care oamenii, în loc să-și vadă de treabă, umblă, știu eu, după mici avantaje sau urmăresc ceva să te domine. Și eu am observat, acum tot îl dau pe finuțul ăsta meu, dar e vorba de un copil de 5 ani și e vorba de un anumit fel de a gândi. Eu am observat la copilul ăsta de 5 ani că ăsta nu e inhibat. Ăsta spune lucrurilor direct, pe nume. Asta e și nu e așa cum spui tu. Că i-am zis, măi Andrei, spune-mi și mie, te rog frumos, Laurențiu, nu mai spune nașul. Și se uită la mine, deci copil de 5 ani, și zice, tu ce crezi că mă tot cucurigesc aici? Acum mă gândeam eu, cucurigesc e un cuvânt în limba lui pe care el îl înțelege, că de obicei copiii își mai formează cuvinte de genul ăsta. Și zic, adică cum, Andrei? Păi, eu n-am nimic împotrivă, eu zic Laurențiu. Dar de ce să zic Laurențiu? Păi să fiu și eu mai tânăr, să fiu ca tine. Zice, da mă, îți spun Laurențiu, dar tu ce crezi că dacă zic Laurențiu tu ești mai tânăr? Tot chel, tot bătrân, tot cu părul albie. Înseamnă să spui lucrurile pe nume și pe nume, dar frumos, fără să jignești, fără să te cerți, adică te poți certa, dar nu poți jigni.
E diferență mare. Și zic, măi, e un punct de vedere de care eu trebuie să țin cont. Ținând cont de punctul ăsta de vedere, mi-a schimbat total scrisul, mi-a schimbat total mentalitatea, mi-a schimbat foarte multe lucruri, cu toate că, încă o dată spun, îs bătrân și ca eu să percep niște niște momente, niște esențe, niște sentimente, niște emoții și așa, la mine sunt mai mulți factori. Deci trebuie să o iau încet, încet, să le decantez, așa ca ardeleanu prost, încet și sigur. Nu mă repet, mă rog, numai pe o direcție sau pe altă direcție. Trebuie să fie o sumă vectorială de mai multe lucruri. Îți este dor de perioada când scriai la ECO? Pentru că, bun, îți dau din nou un citat, în 17 decembrie 2013, ce scriai? Mai ieri scriam în ecou, cu timiditate, cu seriozitate, cu sufletul și mereu, și eram mândru, nevoie mare, iar acum mă simt mic, neîmplinit, că nu am putut scrie cartea vieții mele, Turnirul. Și câteodată obosit și supărat de bătaia de joc ce îți smulge până din pană, din aripi, ca să nu poți zbura, iar smulgătorii sunt persoane ce se cred inteligente, deștepte, dar ce mă doare mai tare e că sunt sensibile. Mircea, scriam ieri la ecou și eu ți-am mai povestit într-o altă emisiune cum a început propriu-zis viața mea. Prima dată, de la 14 ani, când m-am dus și am făcut liceu militar, bineînțeles a fost influența părinților și pe undeva orgoliu meu că îmi plăcea uniforma, că am văzut pe cineva. Făcând liceu militar, pe atunci automat intrai în școala militară de ofițeri. Nu maestri militar, nu suboficeri, cum e la ora actuală, că acum sunt mai multe licee militare și în funcție de medii mergi la asta. Ei, am făcut școala militară de ofițer de aviație, am ieșit ofițer de aviație, am venit aici sus la Moșna, normal că nu m-am adaptat, că ceea ce făcusem eu în școală era una, realitatea mi s-a părut că este alta, nu este de mine, am ieșit. Am ieșit, știu eu, la insistențele unei ceis care mă vroia informatorul lui, mă punea să semnez și eu, nefiind obișnuit, crescut în Valea Bârgăului și așa, i-am zis, mă, chestiile astea eu nu fac. Nu că îmi iubeam eu colegii nemaipomenit de mult și așa, dar mi se părea ceva normal. Crescut în libertatea aia, că în Valea Bârgăului nu era cooperativizare. Erau oamenii liberi și așa. Și mentalitatea aia. Încă o dată m-am repetat, dar să zic, după ce am terminat, în 83 am trecut în rezervă, am plătit cheltuielile de școlarizare, liceu militar, școala militară, parcă 4 ani jumate și asta, am dat la TCM, la Seral, la Brașov. Am făcut până în 89, n-am apucat să-mi iau licența, a apărut Revoluția și am crezut că o să ne dea licența imediat după Revoluție, fără examen și așa. Mentalitatea de român prost. Adică fără examen. De șmecher. Și am lucrat ca proiectant în Germania, bineînțeles astea de luni până vineri, după aceea, seara, vineri seara, lucram la un restaurant unde spălam vasele, la o pizzerie, până dimineața și sâmbătă și duminică eram la o fermă de animale unde hrăneam animale, că oamenii erau liberi și eu câștigam destul de bine și oricum nu era o muncă grea, adică îi dădeai de mâncare, îi scoteai afară și curățai locul ăla, le puneai înapoi, deci asta făceam, mai ațipeam acolo pe paiele alea. Și da, mi-a plăcut. Lucrul cu animalele a fost foarte frumos adică mi-a căzut bine în perioada respectivă. Și am învățat foarte mult de la ele. După care m-am privatizat cu niște piei de oaie, am falimentat peste noapte, cum a fost că marți mi-am pregătit tirurile, miercuri am vorbit cu cei de la Vamă, de la Giurgiu, unde aveam niște relații, că le trec, ei mi-a zis că vin vineri și am zis, nu-i nimic, ca vineri seară plec din Mediaș, ca să fiu sigur să n-am probleme. Și joi a venit Vama de Brașov, mi-a contingentat, adică erau interzise la export. Eu dacă plecam marți atunci, treceam și eram milionar, că
una era pe hârtie și alta era în realitate. Erau alte lucruri, alte legi, alte minuni. Dar am înțeles și atunci legea asta care a fost dată pentru că toate pieile mergeau în export. Cei care lucrau cu piei de vițel sau piei de oaie și au prins momentele au dat niște tunuri mari. Tun nu pot să zic tun că era munca noastră. Tun pot să zic la ăștia care sunt îmbogățiți peste noapte cu șmecherii politice, adică dai o lege, legea care mi-e favorabilă mie. Și joi venim vama, am rămas cu 7 tiruri, m-am dus acasă, m-am culcat lângă pat și am zis, Doamne, fă să mor până dimineață. Până dimineață n-am murit, am înghețat așa, m-am bătut și am zis, Laurențiu, scoală-te și apucă-te de treabă. M-am apucat și mi-am vândut toate pieile, mi-am lichidat depozitul, toate datorile mi le-am plătit și sub prețul pieței am vândut din piei, că le-am vândut angro la depozite. Erau compiluri, să numeau atunci. După să-ți recuperezi banii. Da. După ce mi-a recuperat, dar sunt și din ăsta cu mentalitate proastă. De exemplu, am avut cu Vodafone 17 ani o relație la Vodafone. Da. Păi, și la când auzi acum de ei... Mă îngrozesc. Păi eram 3 telefoane, aveam abonamentul, plăteam 6 milioane. Mă duc la ei și le spun, am făcut numai o paralelă, mă duc la ei și le spun aici în colț și le zic, mă, e cam mult 6 milioane pentru 3 telefoane, haideți să schimbăm un pic abonamentul. Și așa, gata, domnul, vrea facem un abonament normal la o firmă și așa unde plătiți mai puțin. Îmi vine... zic, renunț la un telefon, zic, plătesc prepay-ul ăla care e cartela și renunț la un telefon. Îmi vine luna mie, aia la altă, cu 5 milioane, două telefoane cu 5 milioane. Normal că m-am supărat, m-am dus la Orange și am zis, măi, oricât ați fi voi, dar nu sunteți ca ăștia, chiar bătaie de joc. Și la Orange acum am internet nelimitat și așa, și două telefoane și era... parcă 1.800.000. Mai respir, nu? Acum 2 ani, 1.800.000. Bineînțeles că între timp a ajuns la 2.400.000, dar în banii vechi. Ei, și asta vroiam să zic, că am stat, m-am gândit, deci mentalitatea asta să-mi plătesc datoriile, să-mi plătesc taxe, să-mi plătesc impozitele, că așa am fost crescut în responsabilitate, cu anumite sarcini care sunt trasate ca om, ca individ, vis-a-vis de societate și așa, dar ăștia din societate văd că nu s-au purtat frumos cu mine, nu chiar toți. Și au fost și oameni pentru care am o stimă deosebită, dar zic, știu eu, telefoniile astea cu contractele lor abuzive, rețelele astea mari, dar nu... Dar de ce nu renunți la ele? Am renunțat, mă tot sună că am de plătit 40 de milioane, dar să plătească cine nu vrea. Nu plătesc. Așa am făcut și cu Rom Telecomul. Le-am zis, măi, opriți-vă din abuzurile astea. Da, tu poți lucra, și lucrez cu bibliotecul. Tu poți lucra în starea asta de stres, în chestia asta de junglă a secolului 21? Păi, acum, cum să spun... Revenind la scris, la carte. Dintr-un punct de vedere, m-am adaptat. M-am adaptat și ți-am zis, dacă e ceva care nu-mi place sau am intrat și văd eu că nu merge, m-am retras și pot să facă ei să zică ce vor. Stai să văd așa. Bun. Și atunci, la fel, mi-am plătit toate datoriile. Mi-am plătit la bancă, mi-am plătit unde aveam depozitul, aveam la depozite la ICRA, unde era ICRA înainte, mi-am plătit tirurile tot. Și a rămas Mircea cu 1.000.000 în 94. Deci erai milionar, nu? Da. 1.000.000 era 4 salarii medii. Și am făcut și pe profesorul de germană, că învățasem la Brașov, am avut 3 ani la o facultate, nu, facultate populară. Îți dădea o diplomă, pe mine nu m-a interesat facultatea propriu-zisă, cât limba propriu-zisă, să o învăț gramatical și așa. E, am predat pe la școala 5, am predat la Moșna, a trecut și perioada asta și am stat și m-am gândit între timpul ăsta, măi, ce pot să fac? Un depozit, angro, îmi ziceam, da, la depozit angro cu banii care i-ai tu, ce depozit vrei să faci? Ziceam, ce mi-ar mai place? Un magazin mare, alimentar? Zic, mă, nici n-ai bani de magazine și așa. Nu era tot una, Mircea, că ieri eram milionar și astăzi eram cu minus din punct de vedere algebric. Minus ca om, minus ca toate. Și am zis, mă, mie îmi place să scriu, mie îmi place cărți și am scos un ziar.
le scot un ziar, țin un anticariat. Că a fost și cu țărăniște atunci, din 93 până 96, până am văzut cine iese. Că după aceea am zis, gata, sunt primul care și-o dat demisia. Eu m-am gândit la o schimbare în fond, în esență, la altceva, nu cam bancul ăla, da, dacă vrei să-i spun, da? Da. Să spui numai să fie difuzabil la ora asta. Da, da, e difuzabil. Ci că Feri, un rom din ăsta, dintr-o anumită localitate, e bătut la cap de nevastă sa să se facă membru de partid. Și Feri spune, tu, nevastă, nu vreau să mă fac membru, dar de ce mă, Feri, mă? Uite, Ionci membru de partid, Gavril membru de partid, numai tu nu ești membru de partid. Și nu se poate, trebuie să o ducem și noi mai bine, până anii 1950. Și zice, și ce trebuie să faci? Ia, înveți și tu statutul acolo, mai înveți un pic din programele alea și te duci acolo în fața comisiei și asta. E bine, nevastă să pune puiul ăla la ceaun, face, pregătește mujdeiul, pregătește mămăliga, sticla de vin rece și așa, i-o ține, să vină Feri, că e membru de partid. Vine Feri într-un târziu supărat, pe trei cărări, și nevastă, nu, te-a făcut membru de partid, după fața lui nu ești prima nimic, a zis, nu m-a făcut tu, nevastă. Dar de ce nu te-a făcut? Păi m-a întrebat, băi Feri măi, tu ai cântat la regaliști, în 35. Și normal că a zis, am cântat, tu nevastă. Dar mă, Feri, tu ai cântat la liberali. La mese, acolo ai cântat? Am cântat, le-am zis. Bă, dar la țărăniști ai cântat? La ăștia. Și la țărăniști am cântat, și la mesele lor, dacă m-o chema, m-o invitat. Dar la legionari, mă, Feri, tu ai cântat? Am cântat. La care legionari ai cântat? Care parte? Codreanu sau Horea Sima? La amândouă părțile. Păi vezi, mă, Feri. Acum spune tu, Feri, dacă e cântat și la Antonescu și la ăștia. Și la Antonescu și la ăștia le-am cântat la mese. Nu vezi, mă, Feri, de ce nu te primim noi în partid? Și nevastă să-l apucă. Ascultă, băi, prost e, mă, bărbat. Tu nu puteai să spui că n-ai cântat. Nu puteam tu, nevastă. Dar de ce? Tot ei erau. Erau de față. Da. Când am văzut la țărăniști, am văzut aici media, nu știu, la alt nivel, că tot ei sunt, am zis, păi stai, mă, așa, ce caut eu în cloaca asta? Cu toate că înainte i-am sponsorizat de bine de rău. Și aveam banii când a fost perioada aia cu pieile și aia. Și asta. Și m-a apucat așa o lehamite și am zis că din partea mea cu partidele n-au decât să fie, să facă ce vor, nu este de mine. Dar ai mai fost scurtat de partidele politice după chestia asta că ne-ai lăsat totul mai moale? A mai fost scurtat la început de PDSR, era Tătaru, atunci a fost un senator care mi-a propus să fiu consilier, pentru că pe undeva a văzut, știu eu, că am ziarul și că ar fi ceva de viitor. Și ecou când am refuzat. Ecou, știu eu, până 93-94 era perioada aia, dar parcă primul ziar a apărut Vocea Mediașului până imediat după 90, era unui profesor, a fost vreo 3, știu atâta doar că era căsătorit cu doamna Ligia Cichi, nu știu cum îl cheamă, cu B ceva. Și așa, dar acum mi-ai dat o idee că o să-l rog eu pe Cornel, parcă Jimmy Ionescu a scos o carte cu ziarele și așa, să mai fac o, știu, o recenzie a cărții respective și să scot exact. Când te duci acasă, ziar, te uiți în cartea Media și Radiofonică 1950-2013 și atunci vezi care. Și aș, exact, să iau și din cartea aia și să vedem toate ziarele din 90 până asta în linii mari, în ziar, ca... Da, nu ai fost... Stai să spun. Da, stai să zic, Mircea. Și am zis că mă apuc de scris. Și am scos ziarul, am început primul ziar, după ce am început să scriu cărți, după ce au dat să niște o lege, de stăteai și te cruceai. Ce trebuia să ai pe 96, pe la sfârșit, trebuia să ai un director de profilul firmei tale sau tu să fii de profil ca să menții firma, că nu puteai. Și n-aveai studii de jurnalist. Și n-aveam studii de jurnalist, aveam studii de inginerie, aveam studii de facultate populară sau nu știu cum îi spunea, de germanistică, aveam studii militare, dar n-aveam studii de jurnalism. M-am dus și am făcut din 96 până 98 2 ani de
jurnalism, la jurnalism era unul Alexandru Grad la Sibiu, până ăsta mi-a trimis la un moment dat trei fete să fac la mine practică. Și eu le-am luat pe fetele alea și le-am zis, măi, fetelor, la 8 sunteți la mine să vă văd ochii și la 4 fără un sfert, îmi spuneți fiecare, una parcă erau cu drumurile și cu trotoarele ce se întâmplă, că de atunci era problemă cu drumurile și așa, dar problema s-a agravat, e normal. După care a doua, îmi spui piața cu mercurialul, cum este, din ce cauză sunt intermediari ăștia, că dacă te duci în piață, vezi unii numai fețe de producător, da? Dar am înțeles și asta, că am studiat legea și am văzut de ce au dreptate, n-au ce să le facă, asta e legea, e rău făcută. Și după aceea, la a treia, am zis, ia mai treci pe la casele de cultură, că ăștia văd că trăiesc numai din chirii, nu o seară dansantă, nu un ceai, nu cum era pe vreme o discotecă frumoasă cât de cât în anumite. Mai, și ele vin la mine a doua zi și îmi zic și că vor hârtie. Și dacă vor hârtie. Și am zis, măi, o săptămână face ce v-am zis eu, luăm datele, o săptămână scrieți articolul, îl stăm și îl discutăm cu fiecare, vă apare articolul în ziar și vă dau adeverință și toată lumea mulțumită. Și una din ele îmi spune, știți cine sunt eu? A, cine ești tu? Eu știu că de la 14 ani am plecat pe acasă și eram și blocat în cap. Zic, eu sunt fata directorului, era un director interimar la Covșa, Vasilescu, ceva de genul. Da, după ce a venit doamna Dobrotă, cu-ți minte. Și eu sunt fata domnului Vasilescu și tata e director la Someta. Și? Și am zis, foarte bine, înseamnă că ai experiență și știi cum să faci articolul să iasă bine. Zice, nu, nu sunt obișnuit să lucrez așa și ca urmare eu mă duc la Radio Media sau Radio Ring, ceva de genul ăla, mai țin minte. Am zis, merge sănătoasă, mie îmi trebuie bătaie de cap, nu-i mai bine așa. Și n-ai mai primit practicanți? Am mai primit practicanți, dar crede-mă, cei care au făcut practică au făcut teren. Adică le-am zis, mergeți pe teren, scrieți realitatea, faceți poze și așa. Iar dacă vreți bani, în perioada de practică, mergeți și convingeți firmele care au bani să vă dea bani și vă dau un anumit procent din banii pe care voi îi aduceți. Deci aveți două posibilități. Ori o posibilitate pașnică, ori o posibilitate mai sălbatică, dar e diferență între a primi ceva în afară de adeverință, între a primi bani și am avut în ultima vreme, pot să spun, și din ăștia care îmi aduceau bani. Dar să zic mai departe. Da. Zi. Ei, și la un moment dat, gradul ăsta, când m-am dus să dau examenele și asta, m-a ținut acolo la el, la secretaria de pe la 10, în Sibiu, la Lucian Blaga, până pe la vreo 4 după masa. Intra la el ca pe Bulevardul Paulista. Bulevardul Paulista era un film de pe vremea când eram eu tânăr. Difuzat unu, de TVR. Da. Unul intra, altul ieșea, numai pe mine nu mă băga în seamă. Zic, mă să fie. Și în sfârșit, pe la 4 mă primește și era foarte supărat ce am făcut eu la studentă care le-a trimis. Și am zis, domnul Grad, a murit, Dumnezeu să-l ierte. I-a zis, domnul Grad, eu n-am nimic împotrivă, dacă îmi dădeați telefon, că vă puteți înțelege cu mine. Și îmi spunea, domnule, dă-le adeverința, dar să nu facă nimica. Eu le dădeam adeverința, nu făceau nimica, că și eu am nevoie de dumneavoastră la examene, că noi fiu eu cel mai deștept acum să știu tot. Și eu trebuie să mă orientez, adică dumneavoastră aveți grijă, eu mai învăț ceva, dar nu puteți să mă cădeți când vreți, că un profesor te poate cădea. Și mai ales pe unul ca mine, care eram și bătrân. Dar mai era o chestie, eu știam să fac ziarul de la A la Z, că nu prea știam cu știrile, nu știam unde, când, cum, ce, așa. Era cu totul altceva, dar acum normal că am învățat. Și făceam ziarul. Și începe ăla așa, i-am zis, domnule, știți ce, la revedere, am luat dosarul, zic, mă duc acum la secretariat, iau dosarul și cu dumneavoastră am terminat, și cu jurnalismul și cu dumneavoastră. Zice, da, dar nu se poate, ba, se poate. Ai renunțat la facultate? Am renunțat la jurnalism și m-am dus cu dosarul la Lucian Giura, că ăsta e profesor de istorie. Și am spus... Medieșan. Zic, mă, Luciene, e profesor universitar, nu știu, era pe atunci. Zic, mă, Luciene, eram prieten cu el, zic, hai să mă bag la tine la istorie, că istoria îmi echivalează mie cu jurnalismul. Și zice, Lucian, îți place istoria?
Zic că îmi dai și tu acolo o țară pe care să învăți istoria mai normală și o învăți istoria normală. Și zice el, Anglia îți convine? Zic, da, dinastia Tudorilor, că mi-am adus aminte când s-o întâlnit Plopeanu cu Neamțul la Cram acolo să trateze ei cu dinastia Toaderilor și așa. Și zic, bine. Bine, mă apuc de dinastia. Și lângă el era un profesor universitar, doctor la psihologie, Sima. Și zice, mă, nu te interesează la psihologie, că te bag în anul 2, că tu ai 2 ani de jurnalist și ai intrat și te bag în anul 2. Și mi-o plincă ei psihologie așa de frumos că, nu, pe vremea aia, îți dai seama... Suna bine, nu? Suna bine psihologia, așa cum sună bine, da? Nu, e o facultate ca toate facultățile. Și zic, ba da. Ei, și m-am dus și am făcut psihologia, psihologia m-a echivalat, după ce am terminat psihologia am dat diverse examene pentru siguranța circulației, nu pentru siguranța, pentru transporturi, pentru siguranța circulației n-am, pentru protecția muncii, pentru siguranța națională, cei cu permisele de port armă, cei de la pază, de la ordine și așa. Și mi-a luat și direcțiile astea în psihologie și atunci mi-a zis, hai să mă duc și la doctorat. Și am făcut 3 ani de doctorat și când am fost să dau examenul de doctorat, m-a tot chinuit ăla, mi-a tot tăiat din teza de doctorat și în stânga și în dreapta și am stat eu și m-am gândit, mă, ce tot... La ce-ți folosește, de fapt, că acum doctoratul bun? Da, cui prodest, da, cui folosește, știi? Și asta și m-am gândit și mi-a zis, domn profesor, eu vreau să fiu prieten cu dumneavoastră. Și ce te oprește? Dar ca să fiu prieten, stai să mă ascultați până la capăt. Aici fac o paranteză cu Andrei. Că mergeam cu Andrei și am mers la pizzeria asta, la medieval. Și la un moment dat, el mă întreabă, poți să deschizi geamul, nașule? Da, mă, deschide-l, dar nu scoate capul afară, că mai văd vreun polițist din ăsta și știu eu, mă prinde și mă amendează. Stai cu geamul deschis și uite-te. Ei, și când am ajuns acolo, îi zic, nu, Andrei, închide geamul. Și zice, gata, nașule, am închis. Și zic, bravo, Andrei. Zicea, păi nu chiar bravo. Zice, o mai rămas un pic deschis. Zic, bine, mă, bine, hai că hai închidă. E, și la fel îi spun și la profesor. Domn profesor, stați așa, că eu vreau să fiu prieten, dar nu chiar până la sfârșit. Zice, de ce? Eu nu mai vin să-mi dau doctoratul. Zice, păi prea mă chinuiți, prea trebuie să tai, prea trebuie să refac. Păi eu nu-s obișnuit așa. Eu am muncit la el, sunt destul de bătrân, am muncit 3 ani de zile, dacă vă place așa bine, dacă nu vă place, uitați, dă mâna, ne despărțim ca prieten și așa. E, și după 3 ani de muncă am mai învățat ceva, am mai învățat ceva din chestia asta și am dat mâna și am plecat. Pentru că m-am gândit atunci, la un moment dat, măi, cadrul universitar nu sunt să-mi trebuiască. În vreo regie, undeva la stat, să fiu, să-mi trebuiască... Reziști acolo, oare? Doctor, nu, n-a rezistat. Că eu s-o obișnuit să mă scol pe la 9:30, 10 și ceea ce nu-mi place pe undeva... în regie, la regie, dacă ar lucra la gaz sau în asta, sunt tot felul de caractere și dacă mai dă unul ciudat de mine și dau și eu, adică eu din asta aș face treaba, n-am nimic împotrivă, dar dacă simte nevoia să mă treacă prin furcile caudine și să mă verifice fizic și psihic, greșește, că îi le trântesc toate acolo și zic, bă, acum am plecat. Da. Ne apropiem de finalul interviului, ultima întrebare. Dar stai că nu ți-am zis cu doctoratul, mă. Okay, stai că zic, acum am două într-o secundă. Da. Și i-am spus, domnule, ne despărțim, că mie oricum nu-mi folosește la nimic. Și-a zis, domnul, oprea sănătate și drum bun. Știi, ca nu știu ce emisiune era cu la televizor, cu veriga slabă. Așa. Sănătate, drum bun și am rămas cu... Tu ai băgat ceva bani în doctoratul ăla? Păi am băgat drumurile, am băgat asta, dar n-am băgat suficient. Bun, ne apropiem de final. Cine-i Bill? Pentru că tot îl văd... Bill e un prieten care a fost ofițer și a fost coleg cu Neamțu și chiar Neamțu a fost naș la cununie. E numele lui adevărat sau e pseudonim? Nu, e pseudonim, îl cheamă Halici.
Halici, dar acum Neamțul nu cred că îl bagă în seamă, Neamțul are alt anturaj, alți prieteni, nu, și Bill e un prieten, un vecin de lângă mine și e normal, fiind ofițer, cunoscându-l așa cum sunt prieten cu Eugen, cu Moraru, sunt prieten și cu Bill și am o părere chiar foarte bună de ei, că mulți zic că ce am eu cu ofițeri în rezervă, nu e adevărat că n-am cu ofițeri în rezervă, nimic, cu armata. Că am cu armata din acea perioadă și am o părere bună despre anumiți ofițeri de rezervă și Bill e ofițer în rezervă care mi-e prieten. Când o să-ți lasezi cartea la mediaș? Până septembrie, octombrie, că am o lansare la Sibiu, am o lansare vineri sunt la Târgu Mureș, am o lansare până Uniunea Scriitorilor se întâmplă toate astea de la Cluj, am o lansare la Bistrița, după aceea urmează la Cluj, v-am spus, cu televiziunea și așa, și până septembrie o să o lansez și la mediaș, cred că pe la Casa Schuller. Nu. O să o fac. Felicitări, următorul volum, turnirul, ia zi turnirul când apare. La turnirul, dacă mă crezi, lucrez acum. Turnirul e o esență de sentimente, de emoții pe care caut să le storc până la maxim. Nu mai tot stoarce atât, că tu nu mai știi ce faci cu cartea aia. Nu, e prima idee care o am, nu știu dacă s-a văzut filmul Podurile din San Luis, în care un călugăr a căutat să vadă de ce a căzut podul cu vreo 5 oameni și viața fiecărui om, ce i-a adunat să fie pe podul ăla tocmai în momentul căderii. E, turnirul la fel e partea a fiecărui om și loviturile pe care le primește de la viață și cum acestea le afectează sau nu. E emoție stoarsă, e un fel de alcool. Altcineva n-a scris până acum așa ceva. Și bun, eu vreau să scot. Atunci stoarce bine, da? Așteptăm și ne vedem din nou aici la Radio Ring. Ne vedem când scot turnirul. Dar până la turnirul mai trebuie să scot câteva cărți. Eu vă mulțumesc mult. Ok, mulțumesc și noi îți mulțumim pe 92 FM, anunțuri de interes local în câteva minute.